Mamă, cât de bine intră pizza asta, oh my god! Mamă, de ce e insane? Ia să mă pun și aici la calculator un pic și să vedem aici pe camere care mai este treaba. Uite că mă văd, hello, salut! Ok, ia ce camere mai avem? Oh my god, asta e camera din casa lui Q-Sanity? Wow! Ok, și altceva, ce mai avem? Ia asta? Oh my god, asta e din baza secretă a lui Sebastian! Mamă! Mă, da. Mi-a plăcut foarte mult pizza asta, sincer, o să o las pe mai târziu sau poate o mănâncă Belosu. Ia uite-l pe Belosu cum stă. Mă, ce? Ce se auzi? Ce se aude de afară? What? Ia să ieșim pe aici să punem codul. Ok, ce se aude mă de afară? Mă, ce? Ce mă acolo? What? What? Călător? Cu mașină? Mă, ce se întâmplă mai aici? Și mă, ăsta? What? Uite că pot să intru aici. Ce e ăsta? Am, trebuie un keycard. Și că văd că e o ușă aici. Cine mă, ăsta? Cine ești, mă, tu, călătorule? Salut, Jackie Bella, mă gândeam că ai nevoie de ceva bani, iar pentru asta trebuie să faci ceva pentru mine. Mamă, deci chiar aveam nevoie de bani. What? Cum și-a dat seama? Eu sunt un sărac, chiar am nevoie de bani. A venit cu multe ghicitori pentru care ai de găsit niște cifre pentru a formula codul care te va duce la bani. Ok, păi și... Da, nu știu ce să zic sincer, dar asta totuși pare cam sus, I guess. Adică, da, cred că asta la camera asta se referă, dar nu știu ce să zic, pare cam sus dacă mă întreb pe mine. Așa că vrei să participi? Mă, până la urmă, ideea e că n-am ce să risc, deci de ce nu? Așa că vreau să particip. Cifrele sunt în locuri super ascunse. E imposibil să le găsești fără ghicitorile mele. What? Și dacă mă pune acum să le caut și le găsesc? Uite că una e acolo, o văd, ia uite-o. Ia zi, păi și ia zi prima ghicitoare. Ok, deci prima ghicitoare este în felul următor. Urecheat cu blane deasă, dar este foarte fricos. Mă, ce? Ce zice mă ăsta? Urecheat cu blană de asta, dar este foarte fricos. Păi cred că se referă la un ce? La un iepure, aghie, sau la ce oare? Cred că trebuie să mă duc în oraș sau ceva pentru... Și așa că am să-mi pun ăsta. Da, iepure. Ia să mâncăm. De fapt, noi să continuăm din pizza aia, că doar nu am lăsat-o degeaba acolo. Ia să vedem. Sincer, chiar nu știu la ce se referă. Adică, iepure, dar... Și ar trebui să fac, să caut un iepure random, n-am nici o mai mică idee, sincer. Ia mai luăm o bucată din pizza asta, așa, perfect. Și hai să mergem în oraș, cred. Ok, ce s-a întâmplat, mă, la Funny Salt aici, what? Doamne, cine a făcut, mă, prank? What? Oh my god. Mă, sincer, n-am nici cea mai mică idee ce ar trebui să găsesc pe aici. Da, nu știu, dar n-am idee la ce se referă prin iepure. Ia stați așa că am o mică idee, adică știți că atunci de eventul acela de Paște a fost o statuie de iepure acolo în locul ăla, uitați acolo unde mă duc eu, ia să mai mâncăm din pâinea asta că murim de foame. Și cred că oare ăla ar fi iepurele pentru că alt iepure chiar nu-mi dau seama despre ce iepure ar trebui să fie vorba. Ce mă blocul la plutitor acolo, what? Ia să vedem. Ok, și cred că la iepurile astea se referă, da... Mamă, de când am mai fost pe aici, uitați. Oh my god, uite albinețele astea. Mai știți când am făcut eu, că ăsta a fost concursul făcut de mine. Uite aici un nou. Ia, n-ai și găinușe. Păi și... Ce ar trebui? Are scrie codul în artificiile astea? Nu cred. Păi ce trebuie să fac pe aici, oare? E codul pe aici sau care o fi treaba? Chiar, sincer, chiar nu dau seama. Oare trebuie să sparg prin el sau ceva? Adică totuși îmi pare cam rău așa să sparg, nu știu. Dar totuși hai să vedem că poate fi un pic mai sus pe aici sau ceva. Dar nu văd nicio gaură, sincer. Deci nu cred că... Habar n-am. Nu știu, spargem pe aici, habar n-am, nu știu. Oh! Oh, what? Zero! Am găsit prima cifră, cred. Mama, deci era în stomacelul lui, ca și cum... Deci, teoretic, dacă aș fi spart pe... nici nu mai știu de unde le-am luat, dar să le spart peste înapoi. Deci, eu dacă aș fi spart prin burtica lui pe aici, aș fi găsit direct numărul. What? Ok, deci avem... să-l punem așa aici.
Dar nu știu câte cifre ar trebui să fie. Cred că 4, pentru că codurile... Dar pentru, totuși, pentru ce îmi trebuie cod? Pentru că codul ăla de acolo, adică ușa aia pe care trebuie să o deschid, nu are nevoie de un cod, are nevoie de un card. Deci codul ăsta presupun că e pentru altceva sau... Da, n-am nici mai că idee, dar haideți să ne întoarcem sincer la călătorul acela super, super ciudat și ne întâlnim acolo. Bro, călătorule, uite că am adus cifra 0. Care e următoarea ghicitoare? Următorul secret este acolo unde ții buletinul. What? Adică în poliție? Mă, ce? Păi și cum intru? Adică eu teoretic știu codul, pentru că din câte știți l-am avut pe Ștefan acolo care ne-a zis tot din interior. Și da, I guess, deci, mamă, trebuie să intrăm în poliție. E bine totuși că am masca și toate astea ca să nu își dea seama că sunt eu, așa că uite ne teleportăm. Ups, mamă, m-am teleportat direct în poliție, what? Păi da, și buletinul văd că de aici trebuie să-l iei. Mă, ce e aici? Uite că văd foaia. Deci codul e 1, așa, poftim, nice. Armura lui Ștefan 2, what? Ce s-a întâmplat, mă? Demisia? Da, nu cred că aveam voie să intru pe aici. Ștefan și-a dat demisia din poliție. Oh my god. Și următoarea cifră este 2. Mamă, deci avem 0, 2. Ok. Mă, interesant, îmi place până acum asta. Dar nu mai știu unde trebuia să intru. Oricum mergem direct la călătorul la nebune acolo, deci da. Ok, și deci avem două cifre, avem 0 și 2. Ia să vedem. Unde este următoarea cifră, călător ciudat? De unde omul peștri a răsărit? Păi el, nici nu mai știu sincer, dar eu parcă nici n-am fost atunci pentru că am fost în vacanță gen... Nici nu mai știu, chiar nu mai știu. Chiar n-am nici cea mai mică idee, sincer. Dar din câte mi-amintesc, parcă din câte au povestit cetățenii din SkinCraft. Mă, ce? Ce sunt merele astea aici? What? Dar nu erau când am fost. Ok. Deci din câte mi-amintesc eu, dar nu înțeleg cine i-a făcut prank lui Funny Salt. Chiar n-am nici cea mai mică idee. Din câte mi-amintesc eu, cred că era în canalizarea acolo unde scrie do not enter, adică să nu intrați. Mi se pare că el de acolo era o mică trapă sau ceva și oricum scrie și canalizare. Deci da, din canalizare a ieșit. Ia să vedem. Ok. Păi și... Unde este? Ar trebui să mă uit după altceva sau... Pe aici nu pot să le sparg pe astea. Păi și unde trebuie, mă, să mă uit? Oare e pe sus, pe aici sau unde e? Oare unde? Cred că unde scrie canalizare. Ia să vedem. Oare e pe aici pus în spate? Nu e nimic pe aici. Mă, ce? Nu înțeleg sincer unde este a treia cifră. Oare aici? Ia să vedem. Mamă, 8! Următoarea cifră este 8. Ia că am luat-o. Ok, și ne mai trebuie una. 100% ne mai trebuie una, pentru că, cum am zis, la toate lockpick-urile, gen... Nu lockpick-uri, la toate codurile... Trebuie 4 cifre, deci mă gândesc că mai trebuie una. Și ar trebui să fie cam gata, sincer. Mamă, la Lucky aici a făcut Lucky, nu și-a mai reparat plutul. Oricum, nu știu sincer ce se mai întâmplă cu cetățenii din SkinCraft, pentru că, sincer, cam cred că toți au plecat în vacanță sau ceva. Și într-adevăr, pentru că vine vara, se duc și la plajă, deci are foarte mult sens. E, și să mergem iară la călător, deci avem 3 cifre. Ne mai trebuie una și sunt foarte curios unde e ultima, probabil ultima o să fie cea mai grea sau ceva. Ok, hai călătorile, unde este, deci ultima cifră este acolo unde Qsinti s-a întâlnit cu fantoma SkinCraft. Qsinti s-a întâlnit cu fantoma SkinCraft. Dar nu mi-am amintit despre ce fantomă e vorba. What? Nu înțeleg sincer, dar hai să mergem totuși în oraș, poate mi-amintesc până merg acolo. Deci hai să căutăm totuși la el pe plot prima oară, I guess, dar nu cred că s-a întâlnit cu vreo fantomă la el pe plot aici, adică nu cred că s-a întâlnit cu nicio fantomă. În WC-ul nu este nimic decât caca, în casa aici nu e nimic, cred, pe lângă casă, nici nu știu, pe lângă casă văd că nu e nimic, nici pe aici, ok, dar nu știu ce să zic. Da, deci unde Qsinti s-a întâlnit cu fantoma SkinCraft?
Dar nu-mi dau seama unde ar putea fi fantoma Skinkraft. What? A, de fapt... Oh my god, ia stați așa. Bă, cine mi-a furat, mă, poza? Cine mi-a furat, mă, poza de aici? Doamne, iar avem, mă, hoți. Mi-au furat ăștia de peste tot. Doamne, ferește. Deci poza asta mai devreme era aici. Wow. Oricum știu, cred că, unde se referă la chestia cu fantoma. Deci dacă vă aduceți aminte, chiar în primul meu episod de pe acest canal, am fost în excursie cu școala la un camp care s-a dovedit a fi foarte, foarte bântuit. Deci mă gândesc că acolo ar fi fantoma, cred, nici nu știu. Ia, hai să vedem, dar mai avem mult? Nu cred că mai avem mult. Cred că aici ar trebui să fie, din câte mi-amintesc. Ok, dar uite că văd podul ăla acolo, că acolo a fost toată nebunia asta, ia să vedem. Deci intrăm frumos pe aici, uite, mergem pe pod, ok. Da, nu știu cine a scris sincer semnele alea, că semnele alea nu erau acolo, deci da, nu știu ce a încercat să facă, o glumiță. Dar suntem în camp, deci da, aici a fost fantoma, nu mai știu. Dar aici cred că ne-am întâlnit cu fantoma aia, oare este vreun cort de ăsta nebun? A, cred că știu, cred că e aici, în Among Us. Ia să vedem, e în Among Us? A, bă, pot să mă urc în Among Us? Nu e în Among Us și nu pot să sparg Among Us. În cortul ăsta n-am intrat, dar... A, văd că e un tort. Mamă, dar măcar din tortul ăsta e mucegăit aici. N-am idee unde ne-am întâlnit cu fantoma Skinkraft, adică Q-Sanity. Dar aici cred că la asta se referă. Oh my god, de acolo n-am fost, ia stați așa. Cred că aici s-ar putea să fie, că gen aici a fost Q-Sanity bătut de o fantomă, din câte mi-amintesc. Deci, cred că aici ar trebui să fie. Sau ceva, ia să vedem. Deci, ok, deci văd că pe aici nu e nimic. Ia să vedem la etaj. Ok, am văzut-o, nice. Deci asta este ultima cifră și ultima cifră este 3. Deci avem așa o combinație de 3, 8, 2, 0. 3, 2, 8, 0. Ok, ok. Mă, da, nu știu, hai să mergem înapoi, cred că la călător, să vedem ce ne mai zice, pentru că, sincer, avem coduri, adică avem codul, dar trebuie să găsim în primul rând codul, pentru că avem doar cifrele din cod și mă gândesc că trebuie să le pun undeva, dar n-am idee unde trebuie să le pun, că ușa acum este cu un card, așa că hai să mergem repede acolo. Ei, și am ajuns iară la domnul călător. Călătorule, am toate 4 cifrele, deci... cred că trebuie să formulez eu codul, dar acum ce trebuie să fac? Deci ai găsit toate cifrele. Ok, după cum ți-ai dat seama și tu, codul pe care trebuie să-l formulezi nu se află aici. Este în locul în care Nocivu își făcea toate planurile malefice. Oh my god. Deci este în baza mafiei. Și trebuie să mă întorc acolo. Mamă. Oh my god, deci trebuie să ne întoarcem în baza mafiei lui Nociv. Ia să vedem. Păi intrăm, o să mergem cu Winston-ul ăsta și o să mergem direct la noi în cameră, pentru că știți că am un Winston în camera mea secretă. Și, mă, ce? Ușa mea iară era deschisă. Dar cum îmi deschid ușa? Că n-ai cum să deschizi ușa asta. Păi și după ce ar trebui să mă uit? După ușa cu cod, cred. Dar ia să vedem. Păi pe aici, sincer, nu văd nimic. Adică unde ar trebui să fie? Oare e pe sus? What? Mă, oare or fi ăstea? Dar astea erau aici dinainte, gen, astea sunt puse de Nociv. Sunt super curios totuși unde ar trebui să fie, adică nu cred că sunt la mine în cameră sau ceva. Să vezi, nu uităm și aici. Cred că m-am închis, nu? Da, m-am închis. Ei, aici văd că nu e absolut nimic. Și Nociv nu mai are... Atât de fapt, ba da, Nociv are camera asta secretă aici. Da, mă, uite că ușa e aici, what? Ok... Ok, și keypad door, nice. Păi și nu știu, cred că o să încercăm 3820, deci încercăm prima combinație, 3820. Da, bineînțeles că nu este asta. Deci am încercat asta, o să încercăm 8320. 8320. Ta, nici asta nu merge. 0238, 0238, 0328, 0832, 0832. Deja știi ce trebuie să faci cu cardul. Cred că stai, de fapt. Felicitări, ai completat quest-ul meu. Deja știi ce trebuie să faci cu cardul. Ce mai aștepți? Mamă, deci am luat cardul ăsta. Oh my god. Deci da, deja știu ce trebuie.
Oh my god, dar nu mai știu. 0832. 0832 era, nice. Ăsta aici o să-l las pentru că oricum nu cred că o să se supere nociv, sincer, pe mine. Deci, mă rog, oricum, de fapt, nu cred că știe că, na, că toată asta e despre mine. Deci, am să mergem acolo și o să luăm cardul, adică o să-l folosim. Ia să ne zici, trebuie să mă întorc la secretul, pentru că aici este Winston-ul din baza mea secretă. Și o să mergem, ia să punem codul aici, de la ușile noastre secrete. Ok, și să mai vorbim cu călătorul, iară. Călătorule, am găsit cardul. Felicitări, ai găsit cardul. Acum te poți bucura de marele premiu în bani. Sper că ți-a plăcut jocul meu. Poate ne revedem curând. Oricum ești tot ce mișcă peste tot, deci... Deci am să te văd... stai, unde am rămas, mă? Oricum ești tot ce mișcă peste tot. Oh my god. Oricum eu știu ce mișcă peste tot, deci eu am să te văd pe tine, dar tu nu o să mă vezi pe mine. Oh my god, mamă, își bate joc de mine asta. Ok, și am să punem cardul aici, deci o să-l punem în 3, 2, 1 și l-am pus. Oh my god, hai să luăm... Mamă, cât e mai aici? Vezi că vreau să iau chestul, să-l scoatem de aici. Mamă, uite, un fel de smiley face, ăsta e nasul. Doamne! 11 de 100! Bro, păi efectiv sunt milionar acum. Doamne, că mă duc să-mi pun toți banii ăștia nebune în chestul ăla, banii furați. Păi, sincer, cred că pot să și înapoiez banii aia, pentru că uite câți bani am acum, oh my god. Acum cred că oficial sunt cel mai bogat din SkinCraft. Nu mă mai întrece nimeni 100%, uitați-vă și voi. Deci, că îi punem poștii aici, uite câți bani am. Mamă, câți bani am, ești nebun la cap. Păi nu mă mai întrece nimeni. Ia că fac schema așa cu ei, ia uite. Pac. Mamă, câți bani am. Ia zi bălosule. Ia mă, dar hai să-l hrănim de fapt și pe bălosul. Să-i punem lui bălosul aici niște carne. Că săracul pica mor de foame, văd. Și cred că trebuie să facem la fel și cu ceilalți doi câini pe care mai avem. Pentru că, sincer, e cam jale. Deci, da, ia să vedem. Deci o să-i punem lui, lui 2. Pentru că 2 stă aici. Și punem și lui așa. Opa, v-am arătat un mic sneak peek din ce se va întâmpla în următorul episod? Ușa asta duce către ceva, dar o să vedeți peste ceva timp, pentru că este un secret acolo, așa că... Da, hai să vedem să-i punem și lui 1. Sunt curios când o să plece călătorul ăsta de aici, că-i punem lui 1 aici niște mâncărică. Și da, hai să intrăm înapoi în camera noastră secretă. Pentru că, sincer, mor de somn. Deci nu mai pot, efectiv, mor de somn. Trebuie să mă bag aici, neapărat. Și da, mă, fraților, cam atât și cu episodul ăsta de SkinCraft nebun. Am făcut foarte, foarte mulți bani din niște ghicitori de la un călător nebun. Un străin pe care nu l-am mai văzut în viața mea. Și da, ne-a dat niște ghicitori, le-am completat. Am găsit foarte, foarte mulți bani în premiul cel mare de la sfârșit. Și da, mă, fraților, nu uitați să spargeți butonul ăla de like dacă mai vreți episoade cu SkinCraft, să vă abonați cu tot cu clonțopil pentru că mă ajută foarte mult. Și până la următorul episod de SkinCraft, și pa, și pa!